Istoria omenirii abundă în oameni creativi și persoane hotărâte să gândească în afara tiparelor obișnuite pentru a face progrese în evoluția societății umane. În acest sens, geniul civilizațiilor antice și abordările lor inovatoare în rezolvarea problemelor sunt indiscutabile. Totuși, uneori, aceste realizări impresionante pun chiar și cei mai străluciți gânditori zilelor noastre în situații dificile, Iată așadar câteva miracole ascunse ale tehnologiei antice care continuă să uimească comunitatea științifică și în zilele noastre. Oțel de Damasc Oțelul de Damasc, cunoscut și sub numele de oțel Uț, e considerat una din cele mai rafinate forme de oțel din epoca revoluției preindustriale. Produs mai întâi în India, materialul a fost apoi transportat la Damasc în Siria, unde a fost forjat în cele mai fine forme de armament. Caracterizat de duritatea sa extremă și de modelele sale acvatice, oțelul de damasc a constituit o armă excelentă în luptă și a fost dublat de un design impresionant. Se crede că modelul cu dungi de pe lamele de oțel damasc este rezultatul direct al sudării, dublării și resudării oțelului cu un conținut de carbon de 1,8% până când diferitele straturi se împletesc, rezultând modelele cu dungi în timp ce originile și utilizările oțelului Damasc și ale armelor forjate din el sunt cunoscute, detaliile procesului secret folosit pentru a produce acest oțel s-au pierdut în isipurile timpului și ca urmare nimeni nu a reușit să reproducă rețeta. Multe manuscrise antice au fost citite în căutarea ei. Cu toate astea, acestea au dat în mare parte trucuri ciudate, cum ar fi folosirea sângelui de dragon sau a urinei unei capre care nu a mâncat decât ferigă timp de trei zile. Evident, aceste superstiții nu au avut niciun efect asupra lamelor, iar până în ziua de azi, secretul oțelului damasc rămâne ascuns în modelele sale ornamentate de striații. Discul Faistos E un obiect antic realizat din lut ars, descoperit în Palatul Faistos de pe insula Creta. Se crede că a fost creat în timpul epocii bronzului minoic, acest disc are un diametru de 15 cm, prezintă simboluri spiralate pe ambele fețe. Deși limba înscrisă pe disc nu a fost încă descifrată, unele simboluri par să semene cu caracterele folosite în limba veche a minoicilor, respectiv linear A și linear B. Linear A nu a fost încă descifrată, iar altele par să fie similare cu hieroglifele. Originea și scopul exact al discului rămân învăluite în mister. Motivul pentru care a fost creat și în ce scop a fost utilizat rămân necunoscut de până azi. Săbiile Ulfbert Pentru cei familiarizați cu legendele vikinge, conceptul de săbi incredibil de puternice nu e unul nou. Vinovatul e o anumită serie de 170 de săbi, toate inscripționate cu cuvântul Ulbrecht, în caractere de diferite dimensiuni împreună cu două cruci. Originile acestor săbi datează din secolele 8 și 10. Lamele au fost folosite mai ales în nordul Europei. Se crede că inscripția Ulbrecht e numele celui care a creat săbile. Misterul din spatele acestor săbi se referă la materialul folosit pentru a le construi. Au fost realizate dintr-o formă de oțel numită oțel de cruzet, un material atât de robust și durabil încât orice idee de a-l crea cu tehnologia vremii era ridicolă. Ceea ce e și mai perplex e faptul că în afara acestei perioade, săbile și armele din oțel de cruzet nu vor mai fi găsite decât aproape o de ani mai târziu în Europa, ceea ce ridică întrebarea cum au fost create aceste săbi. În 2014, în Scandinavia, a fost descoperit un mormânt pe care se aflau în scrisuri islamice, ceea ce a unit lumea vikingilor cu cea arabilor, care în această perioadă erau adepții ai confecționării propriilor săbi unice din oțel de Damasc. Unirea acestor două lumi ar putea explica originile săbiilor. Cu toate astea, nu au fost descoperite alte dovezi care să susțină această afirmație. Piramidele din Giza sunt o necesitate atunci când vorbim despre misterele tehnologice antice. Marile piramide au lăsat lumea perplexă timp de mii de ani și în tot acest timp nimeni nu a reușit să determine în mod concludent cum au fost create. Structurile realizate de milioane de blocuri de piatră, toate cântărind zeci sau sute de tone fiecare. În încercarea de a explica modul în care vechi egipteni au mutat, modelat și stivuit aceste pietre, oamenii de știință au dezvoltat zeci de teorii. Atât de multe teorii, de fapt, încât acestea sunt grupate în categorii pentru o comparație mai ușoară. Există teorii ale rampei drepte, ale rampei în zigzag, ale rampei interne, ale rampei pe bază de apă, ale rampei de beton și chiar unele care presupun utilaje neobișnuite complexe de mari dimensiuni, ale căror modele s-au pierdut în timp. Stâlpul de fier din Delhi. În complexul din Delhi, India, se află un stâlp de 7,2 metri înălțime de 6,5 tone, vechi de 1600 de ani, considerat o minune metalurgică a timpurilor antice. Inscripțiile de pe pilon, scrise în alfabetul Brahmi, ajută la stabilirea originilor pilonului. Acesta a fost ridicat de regele Chandra din Imperiul Gupta. În istoria Imperiului au existat doi împărați cu numele Chandra, dar pilonul îl descrie fără îndoială pe regele Chandra al doilea, care a extins întinderea Imperiului la noi înălțim dincolo de tot ce văzuse lumea până atunci. Fiind ridicat în urmă cu 16 secole, s-ar putea crede că un stâlp făcut din fier ar fi cedat în fața elementelor erodat de secole de căldură, frig, praf și tot felul de ploi. Cu toate astea, stâlpul se află și azi în picioare, lipsit de orice fel de rugină sau semne de îmbătrânire. Secretul acestui stâlp nu a fost descoperit, cu toate astea mulți experți au speculat că tehnologiile primitive ale vremii au permis formarea unui strat de oxid în afara pilonului. Adevărata natura acestui pilon care sfidează logica rămâne necunoscută. Se poate specula că secretul a fost îngropat odată cu căderea Imperiului Gupta. Busolele vikinge. Navigarea pe ocean în antichitate era extrem de complicată, având în vedere că oamenii nu aveau GPS, busole performante și nici măcar hărți pe acele nave de croazieră vechi și șubrede. Dacă voiai să mergi, să zicem, din Europa în America pe atunci, era la fel de probabil să ajungi în Madagascar, deoarece toată apa arăta la fel. Astfel, oamenii de știință au fost nedumeriți de modul în care vikingii au fost capabili să călătorească în mod constant într-o linie dreaptă din Norvegia până în Groenlanda și înapoi, aproximativ 2500 de kilometri în timp ce restul lumii vâslea în cerc. Apoi, în 48, au găsit un artefact viking antic sub o mănăstire din secolul al XI-lea și au ajuns la concluzia că era o busolă șocant de avansată. Înainte de busolele magnetice, marinarii antici trebuiau să se orienteze folosind cadranele solare care indicau ora și direcția prin strălucirea unei umbre pe un disc. După cum vă puteți imagina, pe timp de noapte sau chiar într-o zi în norată acestea erau absolut inutile, dar busola vikingă cunoscută sub numele de disc, un avea modalități de a ocoli această problemă. Pe lângă faptul că era un cadran solar uimitor de sofisticat, cu mai multe bețe de umbră pentru a calcula direcțiile cardinale, registrările medievale ale dispozitivului se referă la un cristal magic care îi permitea să funcționeze chiar și atunci când soarele nu era disponibil. Astăzi, cercetătorii cred că un anumit tip de cristal plasat în dispozitiv ar fi putut crea un model pe disc atunci când era expus chiar și la o lumină slabă pe care ar fi putut să-l folosească pentru a găsi drumul. În urma testelor, oamenii de știință au descoperit o eroare de mai puțin de 4 grade, ceea ce e comparabil cu busolele moderne, chiar și cu aceste rezultate încă nu știm totul despre busolă sau dacă aceasta era chiar mai precisă, deoarece jumătate din ea lipsea atunci când a fost descoperită. În orice caz, putem afirma cu încredere că Vechi Vikingi cel puțin au învins Google Maps. Grecii și roboții programabili. Dacă sunteți în căutarea unei dovezi că există călătoria în timp, ar trebui să vă îndreptați către Heron din Alexandria. A fost responsabil pentru versiuni primitive ale primilor motoare cu aburi, precum și pentru ușile automate și chiar și pentru un spectacol cu roboți în secolul I. Dar acestea nu au fost nici măcar cele mai impresionante realizări. Cercetătorii atribuie acum meritul pentru primul robot programabil. Ar putea părea o prostie să numim robot ceea ce a construit Heron, având în vedere că era un cărucior din lemn cu trei roți acționat de o sfoară în loc de electricitate, dar folosind un sistem de greutăți și scripeți, mecanismul se putea mișca singur sau putea să ocolească colțurile. În ciuda caracterului său rudimentar, informaticienii spun că acesta era practic modul în care funcționează toți roboții. Hufeng Dong Yi, Iată în urmă cu aproape 2000 de ani, Hu Feng Di Dong Yi are onoarea de a fi primul seismoscop din lume. Locul său de origine a fost China, o țară care a fost afectată de cutremure de când își amintesc locuitorii săi. Creatorul său a fost Zhang Heng, un distins astronom, cartograf, matematician, poet, pictor și inventator care a trăit în timpul dinastiei Han între anii 78 și 139 d. Hristos. Designul hofeng di donkey e pe cât de funcțional, pe atât de plăcut din punct de vedere estetic. Mecanismul e format dintr-un vas mare de cupru decorat. Vasul era prevăzut cu opt proeminențe tubulare care aveau forma unor capete de dragon. Sub fiecare cap de dragon a fost plasată o broască de cupru cu o gură mare și deschisă. Seismoscopul lui Zhang explică un studiu din 2009 din Taiwan e respectat ca fiind o invenție de referință deoarece poate indica nu numai producerea unui cutremur, ci și direcția spre sursa lui. În timp ce sursele primare nu sunt clare în ceea ce privește modul în care funcționa de fapt seismoscopul, cercetătorii sugerează că vibrațiile făceau ca un pendul din interiorul vasului să se balanceze făcând ca o bilă mică să se elibereze prin capul dragonului și în gura broaștei corespunzătoare indicând direcția unui cutremur. În concluzie, istoria omenirii rămâne plină de misteri și realizări uimitoare, iar tehnologiile antice continuă să captiveze și să surprindă comunitatea științifică în zilele noastre. De la oțelul de Damasc, cu modelele sale intrigante și producția sa secretă pierdută în timp la discul lui Faistos, cu simbolurile sale enigmatice și scopul său nelucidat, trecând prin săbile Ulfbrecht, cu compoziția lor avansată de oțel și piramidele din Cisa, care rămân un mister în ceea ce privește tehnologia utilizată pentru construcție. Iar Hufeng Didong I, primul seismoscop din lume, aduce o dovadă remarcabilă a înțelegerii cu tremurelor din China antică. Aceste descoperiri antice ilustrează ingeniozitatea și abilitățile tehnologice ale civilizațiilor din trecut, păstrând în același timp multe din secretele lor. Acesta a fost episodul nostru. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să vă abonați la ce s-ar întâmpla dacă pentru mai multe videoclipuri interesante. O zi superbă vă doresc!